2020, în plină pandemie, am fost la workshop-ul de cobuit, susținut de către arhitect Ileana Mavrodin, la Casa Verde, din Sasca Romană. Acolo am învățat și am experimentat pentru prima dată cu cobul, pe care îl vom folosi aplicat la tencuiala de interior de la viitoarea noastră casă. Veți vedea în cele ce urmează diverse imagini din peripețiile noastre și filmări din cursul workshop-ului. Sper să vă placă acest video și să ne susțineți cu un subscribe, un like, pentru ca noi să putem continua să facem astfel de videouri și să ne realizăm visul, o viitoare căsuță la Nucșoara. Și de unde veniți? De unde veniți? Din București! Dar mai locuiți acum în București? Nu! Bine! Da, vă filmez. Hai. Vrei să coși? Am înțeles, nici tu nu vrei nimic. Ele sunt fascinate de foc. Da. Cald, nu? Foc. Cât apune soarele, ochii buhniței se luminează. O altă chestie foarte frumoasă cu cobul este că, uite, poți să prinzi o rază de lumină. În ziua de, când răsare soarele, așa, vine ca la Stonehenge, da? De ziua ta, de o aniversare, de așa, o pui în dormitor și de ziua ta, raza, prima rază de soare care apare, o să treacă prin sticla aia și vine și... Deci, în sensul ăsta, este extrem de generos și îți stimulează așa creația. Și poți să-ți personalizezi casa foarte mult. Și de asta nu poate să ți-o facă altcineva. E păcat să ți-o facă altcineva, pentru că tu pui lucrurile astea speciale pe care tu le știi, le spui sau nu le spui, dar tu știi că sunt acolo pentru sufletul tău. Pentru asta era. Tu ai pus una? Stai puțin. Și cu asta 10. Hai, bine, până cu 10. Copilele pe care le-ai văzut acolo. Da, deci chiar de aici pe proprietate. Da. Și... stai puțin, că imediat nu pot. Este cu mai moale. Pentru că se va usca și e mai ușor de făcut. Cu cât este mai moale, stratul pe care îl pui este mai subțire. Deci dacă te grăbești și vrei să ne mai trebuie apă, cu mai tare, ca să poți să crești mai mult. Da. Ideea e să pui o tură dimineața, o tură după masă, să mergi de jur împrejurul construcției. Și cum îți calculezi, și asta vă mai spun acum, deci cum îți calculezi forța de muncă, de cât oameni ai nevoie. Îți iei perimetrul construcției, ai 60 de centimetri grosimea zidului, și știi că vrei să te înalți două rânduri în fiecare zi. Unul dimineață, unul după masă. Și îți calculezi 60 ori perimetru, ori înălțimea 20, îți ies, să zicem, 2 metri cub. Un inginer IT, să zicem, foarte, foarte ambițios și muncitor, face maxim jumătate de metri cub pe zi. Deci lucrăm serios. Asta e cea mai bună informație. Da. Calafor care e obișnuit cu fața, cu fața asta, așa, poate să facă până la un metru cub. Și atunci știi că ai nevoie de atâția oameni. Voluntarii, și voluntarii operați la mine. Deja simt. Da, deci tu faci, le arăți oamenilor, ăsta este amestecul, așa face.
gata, asta e treaba ta. Da. Mai ales asta ca femeie, n-are rost să te apuci să faci. Mai vreau apă. E suficient. Mai trebuie. Eh, vezi, deja l-ai mutat? Da. Eh, s-a schitricat priza. Ștergem filmarea asta, nu-i bună. Nu, nu, ba da, ba da, e bun. E bună că învață. Așa nu. Bine, deci nu se întâmplă absolut gogoloi, nimica. Dar mai e. O să-i ofer de glet, așa. Da, glumesc. Nu, pentru că pe urmă vrem să prindem tencuiala, așa trebuie să aibă trebuie priză. Trebuie să aibă și priză, înțeles. Sigur că da. Perfect. Se fac și găuri? Da. Da, da. Deci doar cu degetele e suficient, nu mai adânci sau... Cu degetele e suficient, ăsta e și foarte moale. Am degetul cobarului care trebuie să mă duc să-l caut acum pentru material mai gros un pic. S-a lipit tot, fiindcă am greșit. Eu acum, fiindcă am pus nisipul peste lut, chiar n-am cum să mai uit a doua oară. Că e foarte greu față de ce era înainte. Nu se poate, practic, nu se poate frământa din cauza că s-a lipit așa. Unul face bila. Să nu rămână foști tomoc așa de paie. Ele da. Trebuie să fie încorporate. Deci mai, puțin câte puțin mai bine decât e mai de la început. Ușor, e mai ușor. Ce instrument? Gobor. Un filaj care are cu. Să-l vedem și noi, arată-mi și mie. Vreau că asta să iese pe aproape. Că e un melc bebe, la mare să iese de melc bebe. Melc bebe, da. Da. Iată, să lăsăm vreo asta aici. Am mutat și filma. Le ducem să le tăiem acolo. Să facem da? Aici? Da? Ziduri.
Ce faceți cu bolta? Da. Uite și aici să pun ariță. Uite. Aici o vedeți toată. Să pun ariță. Aici sunt gălzit. E chiar aici? Da. Uite ce frumos a ieșit. E așa mai, mai rustic. Plus, deci normal da, asta se e prea, nu e prea gros pentru tencuială. Da. Adică prea da, mari trebuie, găurile. E păcat de tencuială, da. Nu-i vorba că poți să o pui, dar e păcat de tencuială asta fină, cernută. Da, da. Și mai bine strat egalizator mai bine, și după aia... Da. Mersi pentru asta, da. Ia uite, foarte frumos, gata. Te mai chinui un pic un pic, da. Așa. Da, asta a prins, i-am pus mai întâi cob normal. Așa am îmbrăcat un pic aici, așa s-a venit, s-a fixat. Acolo e cupaie. Pusesem un pic de lut și pe ușă și s-a prins instant. Bravo. Deci asta e scopul, să înțelegi rostul materialelor. Da. Acum trebuie să vină și aici un pic de tencuială, deci trebuie să... Da, un pic, poți să-l mai mângâi. Dar dacă îl mângâi un picuț, tencuială aici va fi foarte subțire. La început... Dumnezeu a făcut lumea și manul era pe lume, nu pe ea. Și ce se fac cu lumea? Și nu era nici căsuța asta, nu era nici mama, nici lumea. Și acum Dumnezeu a făcut din lut pe inima. A făcut din lut pe inima și pe mama. Lut mari! Poate e ia un cubeu, ca și aia ce trăie o cifră. Vrei un bebeluș și mai mult?